Conflictul din Ucraina a dus la creșterea prețurilor la benzină și motorină și la panică în rândul românilor, care au luat cu asalt stațiile de alimentare săptămâna trecută. Pentru a mai reduce din consum, unii șoferi au căutat soluții. Nu stăm cu motorul pornit, nu mai facem curse inutile, decât la serviciu și acasă și atât. Creșterea prețurilor le dă mari bătăi de cap și taximetriștilor, care recurg la tot felul de trucuri pentru a face economie la benzină. Mă las la liber când e la vale, în stație o împing. Daniel Marcu practică această meserie de aproape 10 ani și spune că mai dificil ca acum nu a fost niciodată. Nu mai are rost să bați orașul, să zici, măi, îți face un client un semn și îl prinzi din mers sau nu. Acum, unde te-a lăsat clientul, în următoarea, cea mai apropiată stație, nu mai e de ars benzina aiurea. Pentru a veni în ajutorul șoferilor, ne-am gândit să vă oferim câteva sfaturi utile și bune de pus în practică. O mașină cu motorul rece consumă mult mai mult decât o mașină cu motorul încălzit. Lăsați motorul să se încălzească și conduceți cu viteză redusă primii kilometri. Încercați să mențineți o viteză constantă. Accelerarea bruscă urmată de frânare și apoi iar de accelerare este o adevărată risipă. Modul de conducere agresiv, și aici mă refer la frânării bruște inutile, demaraj foarte lung, accelerările pe turații foarte mari duc la consumul ridicat al combustibilului. Și din punct de vedere tehnic sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont întotdeauna. Schimbarea de filtre de aer, schimbarea uleiului, reglarea presiunii în preurile autovehiculor să fie cea recomandată de constructor. Altfel spus, presiunea insuficientă crește rezistența la rulare și, prin urmare, consumul de combustibil. De asemenea, purtați în portbagaj doar strictul necesar, îndepărtând obiectele grele sau inutile. Cantitatea de energie necesară crește odată cu greutatea transportată, mai ales când aveți de urcat o pantă. Pentru a reduce consumul de combustibil, puteți să utilizați un sistem GPS, indiferent dacă ruta pe care o aveți de făcut este lungă sau scurtă. Un GPS calculează întotdeauna ruta cea mai scurtă și vă permite să evitați blocajele. O altă soluție viabilă ar fi achiziționarea unei mașini hibrid. Este și varianta la care se gândesc tot mai mulți instructori auto. Ca motorizare, motor termic și motor electric, și se reduce consumul destul de mult de combustibil și contează orice acum. De exemplu, dacă se reduce consumul cu 2-3 litri la 100 de kilometri, este exact diferența de scumpire. Carburanții s-au scumpit aproape zilnic de la începutul anului. Doar în ultimele două săptămâni, de la începutul războiului din Ucraina, prețurile la benzină și motorină au crescut cu peste 10%.